Ne bucurăm și astăzi să avem o emisiune cu următorul titlu: Oameni fericiți în prezent. Uneori fericirea o punem în trecut, o punem în viitor. Noi vrem să fim creștini la timpul prezent. Cum poți să fii creștin la timpul prezent? A fi creștin la timpul prezent include și fericire la timpul prezent. Nu există creștin fără să guste fericirea. Ca să înțelegem ce înseamnă oameni fericiți la timpul prezent sau fericire la timpul prezent, vreau să ne uităm în Scriptură și să legăm de formele de relief, metaforic vorbind, această fericire. În primul rând, oameni fericiți lângă un izvor de apă. Păi în al doilea rând, oameni fericiți lângă podiș. Și în al treilea rând, oameni fericiți lângă munte. Prima scriptură, oameni fericiți lângă izvor de apă, în Psalmul 1. Există un contrast al oamenilor fericiți și al oamenilor nefericiți. Psalmul 1 spune așa: ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și al cărei frunze nu se veștejesc, tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmii încep cu această imagine a fericirii. O imagine a contrastului. Omul nefericit, oamenii nefericiți și omul fericit, oamenii fericiți, în prezent. Să vedem cum este acest contrast. Vorbim de oameni fericiți lângă un izvor de apă. Trei aspecte care duc la nefericirea unui om. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. De unde ne scoatem sfaturile? Cine ne sfătuiește? Cine este sfetnicul nostru? Cine este consilierul nostru? Un consilier te poate îndruma într-o zonă a nefericirii. Un consilier rău. Un consilier fără frică de Dumnezeu. Un consilier care să-ți dea un sfat care nu este deloc în acord cu voia lui Dumnezeu. Te poate duce într-o zonă a nefericirii. Al doilea aspect pentru oamenii nefericiți. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși. Ușor poți să asimilezi calea celor păcătoși. Calea celor păcătoși niciodată nu dă fericire, calea celor neprihăniți dă fericire. Și al treilea aspect pentru oamenii nefericiți, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, acest cinism al vieții, această stare de a-ți bate joc de toată lumea. Dacă sunt trei aspecte care descriu omul nefericit, este un singur aspect care descrie omul fericit în Psalmul 1. Înseamnă că este un lucru esențial. Ce face omul fericit? Cum poate un om să fie fericit? Ca ființe umane, suntem creați de Dumnezeu și fiecare om are cele trei facultăți: intelect, sentiment și voință. Omul, prin structură, nu poate fi fericit decât dacă îl primește pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al său personal. Și atunci merge cu El prin credință, are pacea, bucuria, liniștea, fericirea. Și pentru acest om, Dumnezeu are un mare cuvânt. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine, nici legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine. Deci, prin Hristos avem fericirea, pentru că fiecare om are în el, prin creație, un gol, un loc în inimă și nu poate fi liniștit, nu poate fi fericit decât dacă îl umple cu Iisus Hristos, care s-a dat pe sine din cer pentru noi și prin El avem fericirea și, mai mult decât atât, viața veșnică. Că despre mine, fericirea mea este să mă apropie de Dumnezeu. Există o zicală: credința creștină este o credință a fericirii. Dumnezeu ne îndeamnă să ne iubim unii pe alții. Și când iubim,
suntem fericiți. Deci singura condiție ca să fim fericiți este să rămânem în Dumnezeu. Alegându-L pe Dumnezeu în fiecare detaliu al vieții noastre, fericirea e garantată. Fericirea noastră pe acest pământ nu are nicio legătură cu banii, cu cât de sărac sau cât de bogat ești. Nu are nicio legătură dacă ești singur sau dacă ești căsătorit. Consider că fericirea depinde de relația pe care o ai cu Dumnezeu. De aceasta depinde fericirea noastră și viitorul nostru. În această lume în care trăim, în care aș spune că predomină păcatul și sindromul păcatului, cred că nu există fericire mai mare decât aceea de a afla că cineva te-a iubit atât de mult încât a murit pentru tine ca să te salveze de la moarte, să îți dea viață veșnică. Oricât de fericit ai putea fi pe pământ, cred că adevărata fericire o vom trăi doar atunci când vom fi împreună cu Dumnezeu în cer. Fericirea noastră aici pe pământ este doar o umbră a fericirii pe care o vom trăi atunci când vom fi împreună sus cu Iisus Hristos. Așadar, consider că adevărata fericire nu vine când obții ceea ce îți place cu adevărat, ci când apreciezi la adevărata valoare ceea ce Dumnezeu ți-a dat și atunci când Dumnezeu este sursa fericirii tale. Pentru a descrie fericirea, autorul Psalmului 1 spune în felul următor. În contrast cu oamenii nefericiți, omul fericit, oamenii fericiți, își găsesc plăcerea în legea Domnului. Zi și noapte cugete la legea Lui. Deci este această fericire în raport cu cuvântul lui Dumnezeu. Trăim vremuri în care cuvântul lui Dumnezeu este pus la periferia vieții noastre. Cuvântul lui Dumnezeu este pus la periferia timpului nostru, la periferia priorităților noastre. Și dacă nu aducem de la periferie în centrul vieții noastre cuvântul lui Dumnezeu, rămânem oameni nefericiți. Este o condiție ca să fii om fericit, ca să fim oameni fericiți, să ne găsim plăcerea. Deci nu este sentimentul de obligație, citesc un verset, citesc un capitol, memorez și eu ceva și gata, sunt fericit. Ați găsi plăcerea în ceva. Este și o problemă de dependență, dar o dependență pozitivă. Își găsește plăcerea în legea Domnului. Ce înseamnă să-ți găsești plăcerea în legea Domnului? Ce înseamnă zi și noapte să cugeți la legea Lui? Curgerea unei zile, indiferent că e zi sau noapte, trebuie să aibă această centralitate a plăcerii în cuvântul Domnului, în legea Domnului. Spune așa și în Iosua, cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea și atunci vei izbândi toate lucrurile tale. Oare cuvântul lui Dumnezeu are locul central în viața noastră? Nu poți să fii fericit. Și este apoi metafora cu ce se aseamănă omul fericit, omul care își găsește plăcerea legii Domnului, care zi și noapte cugetă legea Lui. Se aseamănă cu un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui. Deci un pom rodnic. Așa cum apa dă viață, tot așa această fericire este o prezență vie în viața acelui om. O duce viață. Fericirea care duce la viață și fericirea care aduce viață. Și acest om fericit nu se veștejește, nu se ofilește. Are mereu sufletul plin de putere. Are mereu sufletul proaspăt. Are mereu sufletul neofilit și tot ce începe duce la bun sfârșit. Vorbim despre oameni fericiți la prezent. Am luat metaforic această idee a omului fericit lângă un izvor de apă și am văzut conform Psalmul 1 ce înseamnă. Să mergem la a doua perspectivă de a vedea oamenii fericiți în prezent. Și am luat această perspectivă, oameni fericiți lângă podiș. Deci urcăm de la un izvor de apă
urcăm la un podiș lângă un podiș. Și găsim în cuvântul lui Dumnezeu prezentarea acestor fericiri pe un podiș. În Luca, în capitolul 6, de la versetul 17, în continuare, citim despre Iisus că s-a coborât împreună cu ei și s-a oprit într-un podiș. Contează foarte mult. Duhul Sfânt a subliniat locul unde s-a coborât. Într-un podiș, unde se aflau mulți ucenici de lui și o mare mulțime de oameni care veniseră din toată Iudeea, din Ierusalim și de pe lângă Marea Tirului și a Sidonului, ca să-L asculte și să fie vindecați de bolile lor. Cei chinuiți de duhuri necurate erau vindecați și tot norodul căuta să atingă de El, pentru că din El ieșea o putere care îi vindeca pe toți. Într-un podiș Iisus îi atingea pe oameni și într-un podiș Iisus le-a vorbit despre fericire. Și Iisus aici prezintă doar 4 aspecte ale fericirii. Dacă în psalmul n-am avut un aspect, aici avem 4 aspecte ale fericirii. Ferice de voi care sunteți săraci, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Ferice de voi care sunteți flămânzi acum, pentru că voi veți fi săturați. Ferice de voi care plângeți acum, pentru că voi veți râde. Ferice de voi când oamenii vă vor urî, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî și vă vor lepăda numele vostru ca ceva rău din pricina Fiului Omului. Oamenii aceștia erau săraci, aveau dureri, erau bolnavi, erau flămânzi, erau aruncați la marginea societății. Totuși, care era fericirea lor? Fericirea lor era legată de Domnul Iisus Hristos, care s-a atins de ei. Hristos era centrul fericirii lor. Și când Hristos este centrul fericirii tale, chiar dacă ești sărac, ești fericit pentru că l-ai pe Hristos. Dacă Hristos este centrul fericirii tale, chiar dacă ești flămând, ești fericit pentru că Hristos este centrul fericirii tale. Dacă plângi și l-ai în centrul fericirii tale pe Hristos, Hristos este deasupra lacrimilor tale. Dacă ești ocărât, dacă ești marginalizat, dacă ești alungat din societate și pus la marginea societății, dacă l-ai în centrul fericirii tale pe Hristos, tu ești fericit. Această prezentare a fericirii, așa cum Hristos a rostit-o pe acest podiș, este pentru noi o veste bună. Nu condițiile sociale, nu circumstanțele vieții determină fericirea noastră. Fericirea noastră este determinată de Hristos. Hristos era în mijlocul lor. Hristos era acolo centrul la care se uitau toți oamenii care veneau în acel podiș. Era această atingere a lui Hristos, această prezență a lui Hristos. Nu sărăcia aduce fericirea, nu lacrimile aduc fericirea, nu ostracizarea aduce fericirea, nu foamea aduce fericirea. Dar dacă Hristos este în centrul fericirii tale, așa cum era în centrul acelui podiș, era cel mai important, atunci poți să ai fericire dincolo de sărăcie, poți să ai fericire dincolo de lacrimi, poți să ai fericire dincolo de foamete, poți să ai fericire dincolo de izgonire. Pentru că Hristos aduce cel mai important lucru, fericirea, mântuirea, această relație cu Hristos, această atingere lui Hristos. Iată mesajul fericirii de lângă podiș, fericirii de pe podiș. Vorbim despre oameni fericiți la timpul prezent. Am luat această abordare progresivă. Fericirea lângă un izvor de apă, fericirea de pe podiș, să mergem și la fericirea de pe munte. Despre această fericire de pe munte vorbește Iisus Hristos în Matei, în capitolul 5. Și are actualitatea prezentului. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-a apropiat de el. Apoi a început să vorbească, să învețe astfel. Această fericire lângă izvorul de apă, avem o singură regulă. Să-ți găsești plăcerea în legea Domnului zi și noapte. Fericirea de pe podiș, avem aceste 4 reguli. Dar trebuie interpretate în contextul prezenței lui Iisus. Această fericire de pe munte, avem 9 reguli. 1, 4, 9. 1,
fericirea lângă izvorul de apă, 4, fericirea de pe podiș, 9, fericirea de pe munte. Aceste reguli se completează, aceste principii se completează. Prima, ferice de cei săraci în duh, că celor este împărăția cerurilor. Nu se referă la omul care este prost, pentru că în cultura română, sărac în duh înseamnă prost. Este fals. Nicăieri Scriptura nu fericește pe cei proști. Sărac în duh înseamnă altceva, înseamnă omul smerit. Omul care nu se umflă lăuntrul lui, se smerește și vede starea de sărăcie spirituală și simte dependența de Dumnezeu. Pentru acest om mântuirea vine prin Dumnezeu, pentru acest om mântuirea vine prin Hristos. Este fericirea omului care spune, am nevoie de Dumnezeu pentru iertarea păcatelor mele, am nevoie de Dumnezeu pentru ca să trăiesc o viață fericită. Nu îmi pot clădi o viață fericită fără Dumnezeu, nu pot avea mântuire fără Dumnezeu. A doua regulă a fericirii, fericirea de pe munte, aduce o altă categorie. Deci de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Nu-i vorba de plânsul acesta isteric, nu-i vorba de plânsul care șantajează, e vorba de plânsul acesta sincer. Și conform Scripturii, este un top al priorităților lacrimilor. Și cele mai importante lacrimi sunt lacrimile de pocăință, lacrimile în care îți plângi păcatul. Și trebuie să mergem pe acest top al priorităților. Să ne plângem păcatul, să ne vedem starea, să ne plângem starea, să ne schimbăm. Nu poate fi o fericire fără schimbarea vieții. Nu poate fi o fericire în care nu-ți pasă de păcatele tale. Nu poate fi o fericire în care știi insensibil la păcatele tale. Este această fericire a omului care știe să-și plângă păcatele și apoi știe să plângă pentru alții. Hristos a plâns pentru Ierusalim. Acest plâns pentru alții, această identificare cu suferințele altora, cu starea altuia. A treia regulă a fericirii, vorbim de fericirea de pe munte, ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Această blândețe nu înseamnă slăbiciune, această blândețe nu înseamnă un om moale, ci un om care stăpânește instinctele, un om care se lasă domesticit de Dumnezeu. Avem o stare datorită instinctelor și firii pământești de multă sălbăticie. Noi, până nu ne lăsăm sub controlul Duhului Sfânt, până nu ne sunt îmblânziți de Dumnezeu, nu gustăm fericirea. Îmblânzirea limbii, îmblânzirea gândurilor, îmblânzirea faptelor, îmblânzirea instinctelor. Vorbim despre această fericire de pe munte, oameni fericiți în prezent și vrem să vedem în continuare regulile fericirii așa cum sunt prezentate de Domnul Iisus Hristos. A patra regulă, fericire de cei flămânși și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Deci oameni care doresc neprihănirea, sinonim pentru neprihănirea, dreptate. Oameni flămânși și însetați după neprihănire, după dreptate. Oameni care vor justiție și dreptate în lume. Nu sunt insensibili, nu sunt indiferenți. Nu există o fericire pentru omul indiferent față de cauza dreptății. Domnul este drept. Domnul dorește ca noi să fim înfometați, însetați după neprihănire, după dreptate, după sfințenie și să luptăm pentru asta. Este această fericire a luptei, este această fericire a preocupărilor pentru cauze drepte, pentru dreptate, pentru neprihănire. A cincea regulă a fericirii de pe munte spune, ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Din nou, nu se referă la o milostenie în care dai la toți cercetătorii care vin și le dai. Nu la asta se referă, nu. Milostenie înseamnă ceva mai mult. Înseamnă să simți cu celălalt, dar să simți în mod real. Sunt cercetori care, pur și simplu, pe ce le dai, se duc și se îmbată. Nu înseamnă ca cercetorul să decidă, ci tu să decizi la cine să dai și cum să dai. Și mai ales, contează și cum dai. Tot ce face să fie făcut cu dragoste. A simți cu celălalt, a avea empatie față de celălalt, a intra în inima celuilalt, e mai mult decât a da. Milă înseamnă mai mult decât a da. Milă înseamnă a intra în rezonanță cu inima celuilalt, cu sufletul celuilalt. Și ei vor avea parte de milă. Așa se ia regula fericirii de pe munte, ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Inima curată, mintea curată, presupun o veche permanentă, așa ușor poate intra în mintea noastră gunoiul. Așa ușor poate intra în viața noastră gunoiul. Trebuie să avem inima curată.
A șaptea regulă a fericirii de pe munte, ferice de cei împăcitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Reconciliatorii, mediatorii, sunt foarte importanți. Noi suntem câteodată încurajatori de conflicte, ațățători de conflicte. Și poate este în ADN-ul poporului nostru această idee de a ațăța conflictele prin vorbe, prin intrigi. Eu trebuie să fim mediatori, trebuie să stopăm conflictele, trebuie să fim oameni care soluționează conflictele. Și aici vedem că suntem chemați la o viață de implicare. Conflictele cresc tot mai mult, trecerea anilor. Rolul nostru, fericirea noastră depinde și modul cum ne raportăm la aceste conflicte. A opta regulă a fericirii. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci lor este împărăția cerurilor. Deci, dragii mei, să fim foarte atenți. Aici nu sunt fericiți toți cei prigoniți. Poți să fii prigonit pentru cauze rele, poți să fii prigonit pentru droguri, poți să fii prigonit pentru răzvrătire. Nu, Hristos nu fericește pe toți cei prigoniți, ci doar o singură categorie din cei prigoniți. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, a dreptății, a caracterului lor, care se asemănă cu caracterul lui Hristos. Doar o singură categorie de oameni sunt fericiți pentru că sunt prigoniți. De cei prigoniți pentru neprihănire, pentru dreptate. Și continuă regula nouă, dau o completare la regula opta, care nuanțează problema aceasta a prigonirii. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor răcărâ. Deci nu mai este din pricina caracterului, ci din pricina persoanei lui Iisus Hristos. Oamenii te pot ocărâ din pricina lui Hristos. Cineva a vestit Evanghelia în Marea Britanie pe stradă și a fost arestat. A fost un abuz al poliției din Marea Britanie. L-au ținut fără mâncare, s-au purtat urât cu el. Mai târziu el l-a eliberat. Și au trebuit să plătească 1000 de lire sterline ca și despăgubire. Această ură, faptul că el vestea linia lui Hristos, această ură a organelor de stat care trebuia să apere de răufăcători, nu pe cei care vestesc adevărul. Oamenii vor ocărâ, vă vor prigoni. Și mai este prezentată o nuanță. Vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Lucruri rele și neadevărate, minciuni, falsuri, invenții. Trebuie să avem nervi tari, trebuie să ne pregătim sufletește pentru val de lucruri rele și neadevărate, val de minciuni, să rezistăm și chiar să contraatacăm. Pentru că vorbește Apostolul Pavel de arme de lovire și de apărare pe care dă neprienirea. Și să ne bucurăm, pentru că spune așa în versetul 12, bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Deci există o răsplătire în ceruri. Nu suntem prigoniți, ocărâți și Dumnezeu să nu ia seama la lucrul acesta. Trebuie să ne păstrăm starea de bucurie în toate aceste prigoniri, în orice fel de ocară. Vorbim despre oameni fericiți la timpul prezent, oameni fericiți în prezent, omul fericit în prezent. Mers pe abordarea fericirii de lângă izvorul de apă. Psalmul 1. Ferice de omul care își găsește plăcerea în legea Domnului, care zi și noapte cugetă în legea lui. Singura regulă. El se aseamănă cu un pom slit lângă un izvor de apă care își dă rodul lui, ale cărui frunze nu se veștezesc și tot ce începe duce la bun sfârșit. Păi, cealaltă perspectivă oamenilor fericiți, folosită această metaforă a relievului, aceste metafore geografice, fericirea de pe podiș, de lângă podiș. Hristos în Luca prezintă aceste 4 reguli ale fericirii în podiș. Dar centralitatea fericirii aici este Hristos. Hristos aduce fericirea dincolo de sărăcie, dincolo de lacrimi, dincolo de foamete, dincolo de respingere. Și a treia perspectivă a oamenilor fericiți în prezent, fericirea de pe munte. Hristos a prezentat în aceste 9 reguli ale fericirii de pe munte și începe cu această sărăcie în duh, prima regulă, și se termină cu cei care sunt ocărâți, prigoniți, vorbiți de rău datorită numelui lui Iisus Hristos. Preubiții mei, Scriptura este valabilă și astăzi,
aceste abordări ale fericirii sunt valabile și astăzi. Fie fericirea la timpul prezent, fericirea noastră, fiecăruia dintre noi, fie să ne înstrușim, atât fericirea de lângă izvorul de apă, fericirea de pe podiș, fericirea de pe munte, ci să nu uităm. Dacă fericirea poate fi valabilă la timpul prezent, de ce să nu avem? De ce să nu fim? Dumnezeu să ne ajute să fim oameni fericiți. Amin.